este tantito de inima. Pripărtă și ea între frații dintre sorori, când domnește armonia, când de cerul fără nori, când iubim toți adevărul și prin el liber trăim, atunci când este de bine ca împreună tot să fim. Părtășie, părtășie, binecuvântată ești, ne dai multă bucurie și pe toți ne înfrățești. Părtășie, părtășie, exercițiul necesar pentru cei ce vor să ajungă în Canaan. Ce plăcută e părtășia când e pace între frați, Domnul să toarne pacea lui fiecare inimă. Ce plăcută-i părtășia când de pace între frați, când domnește armonia între cei ce s-adunați. Unitate-i acolo, bucurie în Duhul Sfânt, și acolo parcă cerul coborând e pe pământ. Părtășie, părtășie, binecuvântată ești, ne dai multă bucurie și pe toți ne împărțești. Părtășie, părtășie, exercițiul necesar pentru cei ce vor să ajungă în Canaan. În Canaan se ajunge trăind în pace, trăind în părtășie cu frații și sororile. Slăvit să fie Domnul! Ce plăcută-i părtășia când lipsești orice păcat, iar pe față bucuria radiază neîncetat. Când simțim prezența vie a tot ce-i dumnezeiesc, părtășia se transformă în ceva sublim ceresc. Părtășie, părtășie, binecuvântată ești, ne dai multă bucurie și pe toți ne împărțești. Părtășie, părtășie, exercițiu necesar pentru cei ce vor să ajungă în Canaan. Necesară e părtășia pentru cei de pe pământ. E necesar să fim la casa Domnului, mărire lui în veci. Necesară-i părtășia pentru cei de pe pământ, să trăim și aici ca-n cerul, în prezența celui sfânt. Căci în cer nu poți ajunge dacă nu ești pregătit, și dacă al părtășie destul nu l-ai absolvit. Părtășie, părtășie, binecuvântată ești, ne dai multă bucurie și pe toți ne împrățești. Părtășie, părtășie, exercițiu necesar pentru cei ce vor să ajungă în Canaan. Părtășie, părtășie, binecuvântată ești, ne dai multă bucurie și pe toți ne împrățești. Părtășie, părtășie, exercițiu necesar pentru cei ce vor să ajungă în Canaan.